Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, dar o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne ducem în punctul în care poți numi acel punct întâlnirea de gradul zero cu Dumnezeu. Aș putea să zic că încep, să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la el prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare. Ce vor să aveai atunci? 20 și Șase de ani. Două uh șase, -huh. în tânăr. A fost prima ta întâlnire? cu A fost cu Dumnezeu? prima mea întâlnire cu Primul Dumnezeu, contact. adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil uh -huh. pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant. Că nu că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic. Am strigat că de Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc. Devotat fiind, oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După uh, binele care mi l a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu se fiind sufletește. Am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocheți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram, denigram, și soția mea iar făcea parte, adică era din, din, din familie de pendicostali, socrii mei erau din familie de pendicostali, și am zis, bine, merg la voi, la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu. Iar în ziua când am mers, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era tihnită, tihnit de plină de oameni. Și toată predica, toate cântările, toate, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea a dădea șerverțele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... Că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu eram, învărsam gândurile și conștientizam tot ceea ce s-a întâmplat cu mine, și am văzut că acolo, într-adevăr, Dumnezeu există, pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam una pe Biblie nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acestea, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi, pentru mine special, pentru că ziua respectivă la Elim erau, nu erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim o are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis, soție mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001, m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei se întâmplă sau s-a întâmplat ca accesiunea mea pe, în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea o naștere, să zic așa, în ghilimele mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când... Povestește-ne soțiam... puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine? Înțelegerea. N-am fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să... Spun nu, acum înțelegeai nu, înțelegeai nu înțelegeai scriptura? Nu înțelegeam scriptura pentru că n-am fost învățat, uh -huh. eu nu am făcut uh, studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați A fost într-un fel, un fel de troc m ajutat, eu îți dau înapoi ce mai dat. Nu, nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să, să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calci în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fie un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Așa se întâmplă în toate domeniile vieții până atunci. Ei, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat nu au mai fost taine. Și atunci am renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu. Treptat, descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Dacă le descoperam toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Poate că fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre ca să vorbesc limbajul tău? Nu, nu regret nimic. Deci, astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebare, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, uite, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut, din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi a dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să ajung și să educ și să educ să, să, le prezint voia, voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo. Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o deci. dată începe o căutare. Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la învon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu-i bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Cau de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. Momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cod soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină, jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie? <laughs> Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor. Ce interesant Dumnezeu pe înțelesul tău. Ai peștera înțeles despre tâlhar... ce e vorba. Da, Am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zi... da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu. Sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. E în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La trei zile am fost arestat pentru ceva Incutiv. ce nu am făcut. La trei zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și, într-adevăr, am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar domnul în Procea, care mi-o spusese câteva, cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi văd surgia peste ceea ce fac în ascuns lucruri și spun că nu îi vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe Ofrește care îl detalii. Deci, ești arestat da. pentru ceva ce n-ai făcut. Pentru ceva ce n-am făcut, de domeniul economicului. Ai avut un avocat care să te apere? am avut am să... patru avocați, nu unul, adică și? și, al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut probă am cerut uh, uh, detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte în sinea mea știam, știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că bunul Dumnezeu a zis că mă trimite. Și că trebuie să dau mână-mână cu el pentru că lucrarea, și așa cum revin tot timpul, voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale, scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce să săvârșesc în taină lucruri care zic că nu-i nu nu vede nimeni și apoi acolo are Dumnezeu diamantele lui în penitenciar pe că și vrea să-i întoarcă. Video, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimit așa cum te trimite acum? Nu. Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo? De ce nu? Hai să vedem, din ce un interesant. prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simi, Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții, în care unul dintre ei vine și spune Domnul Simion să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el, de ce? Zice, pe o vidul cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care, Simi, care e un om foarte înțelept, spune, da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus, într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi, pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De aia trebuie să mă trimite Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul te, prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui. Cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa. Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor s-a mai târziu. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în, toate, în, în virtutea lucruri pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el. Cât ai primit? Trei ani jumate. Ei făcut integral? Nu, total, se face o fracție din ei, aproape trei ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mi-a mi dat putere să merg, să stau acolo. N-aș putea să descriu peisajul, pentru că Acum e a greu fost de prima descris. Prima noapte în penitenciar. Prima noapte în arest a fost. Interest. Am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că, într-adevăr, sunt în voia de Dumnezeu, am intrat la camera 3. Și jos, la patul de jos, fiind 12 pe paturi, pe un perimetru de jumate pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis, aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om uh, avea un viciu atât de puternic și spunea, Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc Cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ce ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis, hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis, Ovi, într-adevăr, la cercetat Duhului Dumnezeu și a anunțat la Sipcă, a zis, nu mai fumez. Ai fost prima mea. că ce înseamnă? E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigara întru în care nu avea filtru, ca uh -huh. să nu cumva să tragă filtrul în, pe buze, am să înțeles. facă tot timpul să scuipe A Ai fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. mi a intrat în cameră un pedofil i-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți, nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis... Există acest... un fel de justiție a deținuților? Da. Sigur, exist. adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă? Sau poate pedepsește și pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate, na, așa consideră. Toți deținuții au copii, nu se gândesc că ar putea, sau se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme. Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și uh, abuzuri care se întâmplă acolo. nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari, că, din punct de vedere spiritual, e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile. Într-adevăr, ceea ce se vede în filme. Uh... Reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele sunt. Bătăile fac de acolo, abuzurile, tot. abuzurile violurile și tot. Da da, 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 da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta, nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul Lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit. Nu îmbrățișând o religie, am, am reușit ca să pot să, să schimb reguli în penitenciar. Adică, anume, un exemplu concret. Șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătător să gândească individual, încă au problema de a fi, dacă zice, unul care e cel mai tare din cameră să zic că nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia casa, care mă așteaptă, nu este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră și în alt context, tot în ziua respectivă, și știind de la știind de la ceilalți erau patru minori care conduceau camera și era o cameră de 35 37 de minori permanent, îndiți vă 37 35 de minori înseamnă foarte mult și patru dintre ei conduceau camera. Adică patru dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, patru tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuia cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia, uh, și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni nu au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt, se simt în termenul nostru de în penitenciar înseamnă lăchit, adică în josire, adică cum să pui tu mâna un pe bulangiu, acum vorbesc în termenul ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el. Pentru că ești un infect și tu îmi strigi mie cuțit, tu îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în, în penitenciar. Și atunci, în momentul la ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei patru care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă, și după aceea am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali și am plecat de la origine, că toți sunt într-un funal, de la Adam și Eva ne tragem, sau noi, dar suntem toți la fel și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială, și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit, și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la o altă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe din și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am Acum, astăzi și experiență. Cum te erai împreună cu ei acolo? aici o chestie mai de administrație administrația uh -huh. poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave cum ei sunt în speț o situație dificilă se poate se poate aplica astfel de lucruri un adult pentru a... cu ei Un adult cu ei, da. spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea în pe da. cei care sunt practică corupția sau corupția bine spus, da. și acum ca și dovadă acestor lucruri cel care mi-a pus mie cătușele să dau numele sau să nu-l dau, nu știu. Nu-l da. hai să vedem. Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando. Așa, la vremea respectivă era pla uh, economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, uh, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade, și marele va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le un în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Țure Armando a ajuns, din, a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, ca am vă dat seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt de la capitan de cercetări penale a ajuns șeful Poliției Județului Timiș. Este dat, este condamnat în prima instanță de șase ani la București, mai are în condosar pentru corupție. Doare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile sunt dovedite. s-a încheiat, sentința e definitivă? într unul e definitiv, are trei suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București a fost uh, huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția, în, primă, în a doua instanță, prima instanță și a doua instanță are șase ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fa pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de contul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez. Și am să-i spun Te și, și întâlnit probabil... cu el de atunci? Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... Ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de șapte ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de de medicamente, pentru că este tracasat, liniște, nu are pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască n-a acceptat să facă voia Dumnezeu și a adică, mintit minti, cum cu să nu, mă ține minte, care... are și cum să nu, nu există, așa ceva nu se uită așa cum Bun, Armando, dar, în momentul respectiv nu le-a crezut așa este. nu le-a crezut, uh -huh. deși uh -huh. avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă ce înseamnă lucrările, prorociile uh -huh. Hă, mătușa lui fiind de, de factură protestantă și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de șapte ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea, în acea prorocie, Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem. Lei ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei? cu acest prim uh, comandant Tsuray Armando care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata aici chiar o să aduc aminte și de uh, ceea ce facem noi acum în penitenciar uh, mi-a fost cursant i-a crezut că nu-l mai cunosc că nu-l mai recunosc și era undeva o discuție despre iertarea așa cum rugăciunea domnească să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri cum precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Să uite la mine, mă duc spre el, i-am ridică-te, te rog frumos în picioare, se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-a dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că, într-adevăr, a fost o comandă pentru a putea să mă lăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam de, în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Atea, pe considerând că, într-adevăr, Dumnezeu există și face minuni toate lucrurile astea au fost povestite, sau au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape. Pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu. Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciară? De în 2005, de când m-am eliberat imediat, șase luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci, astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice, Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilele la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficia predică duminica, și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și eu acolo închis, participam la slujbele de, în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei, și mama Geta, și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm, mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective și în momentul când Dumnezeu mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice am să te trimit înapoi bărbatule și în momentul ăla face o pauză prorocul și zic Doamne gândul meu repede pentru că dacă știți bine uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent și zice, doamne, te rog, numai mă lasă-mă să merg în, cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorn apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te, te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, ca am diamantele mele care se găsesc, se regăsesc sau sunt acolo între ziduri mm. și vreau să le vorbești. De aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, Am pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari cine e acum Dumnezeu pentru tine? să rezum pe tata într-un fel așa de o de metri puțin dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru Tata. Oricum mă manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe Tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, sau o lucrare mai specială, probabil, pentru unii, dar ceea ce la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la altele, din fel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a portat în rugăciuni. A fost o femeie destoinică și foarte puternică de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov. Hmm. Ovidiu, viața bate filmul. Cel puțin viața ta, 100%, e plină de suspans și... Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata Nu pot altfel Eu dacă mă uit la mine în trecut N-aș fi fost ce sunt astăzi Pentru că eu am fost un om fricos Cu temeri, cu uh, lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere Astăzi sunt ceea ce sunt Prin puterea pe care am Numai de la tata Numai prin puterea ce Dumnezeu Cea mai bună Sfânt. concluzie Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă Mă iubești? Și când mă iubești? Mă iubești tu, Petre uh -huh. Ești dispus să renunți la confortul tău? Am, la, am renunțat la confortul meu, am renunțat meu. la confortul meu pentru că am înțeles, am înțeles fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, Să zic așa mai... Foarte bine! Mulțumesc, Ovidiu! Lucrarea Dragu. continuă, firmă continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi. Să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta. Să fiți binecuvântați!